O femeie de 24 de ani este acuzată de pornografie infantilă. Procurorii Diicot susțin că ar fi făcut un show erotic alături de fetița sa de doar 9 luni pentru clienții unui site de videochat. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul nostru Claudiu Surmei. Claudiu, bună seara, care sunt informațiile? Bună seara, bun găsit tuturor! Este vorba despre o femeie de 24 de ani din localitatea Onești, județul Bacău, la locuința căreia în această dimineață au descins procurorii de la Diicot. Femeia, în urmă cu aproximativ o lună de zile, s-ar fi filmat în timp ce presta un show erotic alături de fetița sa în vârstă de doar 9 luni de zile, iar imaginile au fost transmise în direct pe un site de videochat frecventat de adulți. De la locuința femeii au fost reținute astăzi două laptopuri, două telefoane mobile, 4 sticuri de memorie, un hard disk extern, dar și mai multe înscrisuri despre care există suspiciunea că femeia le-ar fi folosit în activitatea pe care o presta. De altfel, femeia are 2 copii care acum se află în grija statului și urmează să rămână la protecția copilului până când ancheta în acest caz va fi definitivată. În urma perchezițiilor la care au participat atât procurori de la Diicot, dar și polițiști și jandarmi, au fost duse la audieri 2 persoane, iar femeia, mama de naturată, să-i spunem așa, urmează să fie cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. Deocamdată acestea sunt informațiile, vom reveni cu amănunte. La revedere!